Bună dimineața! Vulturii se adună împreună. Este miercuri 25 noiembrie 2020. Scrisoarea de la Tabernacul Branham de la fratele Joseph Branham. Noi vom intra direct în scrisoare. Dragi oameni ai benzilor, haideți să spunem împreună slăviți să fie numele Lui. Nu există cuvinte în vocabularul meu sărac pentru a exprima bucuria, dragostea și pacea care este în inima mea atunci când ascult aceste mesaje și pare că o fac pentru prima dată. Ce descoperire dă El miresei Lui! Ce asigurare binecuvântată avem noi că suntem mireasa Lui aleasă! El a vorbit prin profetul Lui și s-a rugat ca noi, predestinații Lui pe bandă, să știm că acest mesaj este interpretarea divină a cuvântului care i-a fost dat Lui pentru a-L da miresei Lui. Noi ne hrănim zilnic din vocea Lui Dumnezeu așa cum El vorbește prin îngerul mesager adeverit și ne descoperă cuvântul Lui nou. Ei spun că noi punem prea mult preț pe acest înger și nu pe Iisus. Toată gloria ar trebui să meargă spre Iisus. O face. Acest mesaj nu reprezintă cuvintele îngerului Lui. Sunt cuvintele Lui Dumnezeu. Noi nu venerăm omul, ci pe Dumnezeu în acel om. Acesta e chiar punctul central al mesajului. Nu fiți identificați cu acest rușitor. Fratele Branham a spus, și cineva stând la ușă, a fost cu mulți ani în urmă aici la tabernacol. Un slujitor a spus, păi binecuvântat să fie Dumnezeu, eu nu vreau ca nimeni să-mi spună asta, vedeți? A spus, eu vreau toată gloria să meargă la Dumnezeu. Am spus, păi aceasta o face, vedeți? Și am spus, păi mie îmi place, mie însă. Am spus, mie chiar îmi place și am spus, eu trebuie să fiu sincer. Și el a spus, păi mie nu-mi place ca oamenii să spună asta despre mine. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Am spus, acolo e doar o diferență între mine și tine. Eu sunt onest cu privire la aceasta, iar tu nu ești. Fratele Joseph continuă. Haideți doar să revedem câteva citate și să vedem ce accent a pus Dumnezeu pe acest înger. Dumnezeu i-a dat lui interpretarea divină pe care tu mi-ai dat-o. El a primit mana ascunsă, mana care nu e dată tuturor celor din adunare. A fost o descoperire specială pentru că el a trebuit să-i învețe pe alții. Cine a primit această descoperire? Descoperirea cuvântului este dată îngerului epocii. Ce a fost aceasta? Este o descoperire puțin mai mare a ceea ce este Hristos, poate o chemare puțin mai înaltă. Cine a controlat ce a zis el? Îngerul a fost în mâna lui sub controlul lui propriu. Ce putere are el? Putere îmbelșugată de la el, din mâna lui dreaptă. Cât de importante sunt cuvintele acestui înger? Ele au putere supremă în timp ce ele sunt aici pe pământ, pentru că ele sunt luminile de la El, dând lumina la acea epocă a bisericii. Acum haideți doar să rezolvăm aceasta. Cine este acest al șaptelea înger mesager? Marele înger al luminii care va veni la noi. Ce menire are acest înger? Ne va conduce afară. Un măreț Duh Sfânt, venit în putere și ne va conduce pe noi la Domnul Iisus Hristos. Vei spune, El vorbește despre Duhul Sfânt, nu despre acest înger. El probabil nu va ști, dar El va fi aici într-una din aceste zile. Duhul Sfânt nu va ști cine este El? El nu este aici acum, dar El va fi aici într-o zi. El vorbește despre îngerul de lumină, al șaptelea mesager al epocii bisericii. Dar ce va face Dumnezeu pentru îngerul lui? Dumnezeu îl va face cunoscut. El nu va trebui să se facă pe sine cunoscut. Dumneu îl va face pe el cunoscut. Dumnezeu îl va dovedi pe al lui propriu. Asta e ceea ce el a spus când Iisus a fost aici și ei nu l-au cunoscut, vedeți? El a spus, dacă nu fac lucrările Tatăl meu, atunci nu mă credeți, dar dacă fac lucrările Tatăl meu și nu mă puteți crede, atunci credeți lucrările. De aceea acest înger este pastorul nostru.
Tu nu vei trăi niciodată superior pastorului tău. Tu doar amintește-ți asta, vedeți? Și așa, pentru că El este pastorul care vă hrănește. Dacă El este pastorul, El trebuie să știe unde este mana să hrănească oile. Și noi, mireasa, spunem, noi ne odihnim pe aceasta. Fratele Joseph Brown, Dumnezeu să vă binecuvânteze și o zi a mulțumirii fericită. Și shalom până data viitoare.